Bună tuturor, bine ați revenit pe acest canal. Înainte de a începe vlogul de astăzi, trebuie să vă spun o chestiune foarte importantă, asta ca să nu-mi aud vorbe după și eu știu să-mi primesc injurii, eu viața de mine nevinovată fiind. Ce vedeți în vlogul de astăzi și în alte vloguri asemănătoare, să știți că nu sunt lucruri spuse așa din capul meu, că n-am eu ce face și că le visez noaptea sau mai știu eu ce, mai ales că nu sunt profesoară, nici n-am studii în domeniu, dar tot ce spun vine de aici. Domn. Dacă n-aveți un domn în casă, nu-i nimic, aveți o Roxana care vine și face vloguri și vă spune câte una alta. Asta pentru că și eu le întâlnesc la rândul meu, le tot văd, mai ales pe Instagram, pe Facebook și în mail-uri la serviciu, de ce nu? Haideți să vedem care sunt aceste cuvinte despre care am pomenit în titlu. Înainte de toate, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și să dați click pe clopoțel pentru că fără el nu puteți vedea următoarele vloguri. Nu știu cât de bine se vede la voi, cred că ar trebui să fac altfel cadru, dar hai să sperăm că se vede bine. Dacă nu, ascultați că sunt aici, vă povestesc eu. Postul. Post, liniuță, ul. Deci este un lucru pe care eu îl văd, un cuvânt pe care îl văd atât de des, mai ales pe Instagram. Am pus și eu postul acesta, post, liniuță, ul. Nu este postul de Paște că s-a terminat, e vorba despre o postare. Dar nu puteți să-i spunem postare, că English, înțelegeți voi? Îi spunem post, că sună mai bine, înțelege omul mai repede, influencerul știe mai clar că trebuie să-i spună post și nu postare, dar măcar pune-l, Doamne, iartă-mă legat, de ce îl pui cu cratimă, post, liniuță, ul? Este postul, este acea postare. Deci dacă tot mergi pe English, mergi pe corectitudine, știi ce zic? Dacă nu, spune-i postarea că e mult mai frumos și mult mai sănătos, mai românesc. Uite ce drăguț, postare! Și-l articulez. Na, de ce trebuie să-i spui postul? Ei, dar eu știu la ce vă gândiți voi când vedeți chestia asta scrisă aici. Doamne, dar ce e ăla? Mal? Un mal, două maluri? Nu vrei, este molul. Este molul ăla în care merge să ne distrăm duminica. Când totdeauna molurile sunt pline, probabil că acum că se deschide totul, o să fie la fel ca odinioară, nu s-a schimbat nimic. Doar două luni de pauză. Deci, este molul legat, nu mol, liniuță, ul. Acum să nu mâncați un L, că ar putea ieși malul. Sau să nu vă gândiți neavând diacritică, că ar fi un mâl, un mâl și niște mâluri. Dar nu, aici ne referim la mol și la moluri care se scrie legat, așa cum apare în domnul. V-am zis că domnul domn este cel care dictează și decide ce și cum. Da, eu sunt de acord cu cei care lucrează, care sunt acolo în academie, că nu degeaba sunt puși, nu au învățat degeaba. Molul și molurile scris legat, vă rog. Mai departe vreau să vi le citesc, pentru că mi-am notat aici o serie de câteva cuvinte care se scriu legat, după care trecem și la cele care se scriu dezlegat. M-am notat și aici câteva pe tablă, nu știu dacă se văd de asta, prefer să vi le și citesc. Trendul, jobul, hackerul, weekendul, ia uitați, weekendul, că dacă n-am văzut scris la weekendul în mail-uri, weekendul, weekend liniuță, ul să fie liniștit. Nu mai liniștit nu este când văd acolo cratimă. Nu se pune, deci multă lume face confuzie de chestia asta. Dacă este un cuvânt englezesc, automat îi pui cratimă, că domne, nu e al nostru. Ba ce să vezi că îl folosești în fiecare zi de 1000 de ori. Te aud folosindu-l și scriindu-l de atâtea ori încât nu mai este englezesc, este și românesc, este și al nostru. Așadar, deci astea de aici, trend, job, hacker, weekend, mall și așa mai departe. Și mi-am notat aici brokerul, feedback-ul, de asemenea se scriu și ele legat. După care vă spuneam că trec mai departe la cele care se scriu dezlegat și mi-am notat aici în felul următor. O să le și notez pe tablă. Whisky-ul, cowboy-ul, spray-ul, talk show-ul, speech-ul, party-ul, bridge-ul, nu se scriu legat acestea. Bineînțeles și la plural la fel, spray-urile cu liniuță, cu cratimă. N-am pus și aici la whisky-ul pentru că eu una nu aș folosi, n-aș spune dați-mi și mie whisky-urile alea sau puneți-mi și mie niște whisky-uri, ce ar spune niște pahare sau niște sticle. Nu văd de ce ar trebui să pui pe whisky la plural, adică chiar nu sună deloc clar. Și bine, talk show-urile, de asemenea, talk, liniuță, show, pentru că ăsta este cuvântul englezesc, talk show, liniuță, ul, că îi atribuim acea cratimă și punem articolul. Speech-ul versus speech-urile. Party-ul sau party-urile, bridge-ul sau bridge-urile, acestea, într-adevăr, se pun cu cratimă.
nu știu dacă mai pus ceva aici, mă rog, cuvinte asemănătoare în mare, dar vedeți oare sesizați diferența între cele de acum și cele de dinainte? Și acum, bineînțeles că vreți din partea mea o explicație. V-aș trimite să căutați singur un domn, dar n-am să fac treaba asta. Ideea e că mi-e foarte greu să explic, să spun o teorie sau pe baza a ce. Sigur că în spate există o bază, însă eu le-am învățat ca atare. M-am și lovit într-adevăr de ele în presa scrisă, în redacție, când scriam, dar și de-a lungul anilor pur și simplu mi-au venit natural și nu a fost nevoie de explicații în spate, dar de ce se scrie așa. Însă pentru că fac vlogul ăsta, mă văd cumva datoare și nevoită în fața voastră să explic de unde și probabil pentru voi este mult mai greu să rețineți, să le scrieți ca atare. E vorba în principiu de modalitatea de articulare și cum se formează pluralul. De exemplu, molul, de care am zis mai devreme, sau molurile, se termină, spun specialiștii, deci să știți că dacă nu ofer o explicație potrivită, nu am de unde alta și vă rog pe voi, care sunteți în măsură totuși să o faceți, puteți scrie într-un comentariu. Aici nu suntem să dăm lecții de română, lecții de gramatică, chiar dacă se numește așa, este un titlu pentru că titlu și pentru că așa e ok ca să intrați pe el să vă uitați, să ascultați. Însă nu vin aici să dau lecții, să mă dau a toate știutoare, de asta vă și invit de fiecare dată în comentarii să spuneți și părerea voastră și dacă știți mai bine decât mine. Cuvintele care se scriu legat sunt acelea care au la final litere din alfabetul românesc. Adică molul, trendul, se termină în L și îl citești tot cu L. Deci nu-i pui cratimă, îl scrii legat. Spui blogul și vlogul legat, nu cu cratimă. Pe când aici, whisky-ul, vedeți, se termină în Y, dar îl citim cu I. Whisky, spray, Y, dar îl citești cu I. Talk show, se termină în W și îl citești cu U. Speech, este ciul acesta pe care îl citești, deci n-ai cum să le pui legat. Și așa mai departe, party-ul, bridge-ul și alte cuvinte asemănătoare. Nu știu cât de clară este explicația asta, pentru că, de exemplu, link-ul îl scriu legat, deși se termină cu K. Logo-ul, evident, îl scriem dezlegat, este logo și îl scriem UL. Da. E o explicație care poate nu ajută foarte mult, deci cred că cel mai simplu ar fi să le învățați ca atare sau să le deduceți pur și simplu din mai multe, dacă citiți, dar nu știu unde să vă trimiți să citiți, în afară de domn, nu prea știu, pentru că în articole este peste tot, majoritatea cuvintelor sunt scrise greșit. E-mail-ul. Cum se scrie e-mail-ul? Nu este email, este email-ul. Domnul spune că se scrie e-liniuță mail-ul și atât, deci fără să mai pui ul la final, e-mail-ul. Dar da, și acesta, după spusele domnului, se scrie tot legat. E-liniuță mail-ul. Adică așa, face parte din aceeași e-mail-ul. Scuzați-mă. O să ziceți că fac varză. E-mail-ul, ăsta e. Pentru că se termină în L și se citește la fel. Deci are logică, vedeți? Are sens. Acum descoper și eu cu voi care sens. Nu știu, din obișnuință îl puneam cu cratimă. Dar așa cred că este corect într-adevăr. Deci nu face parte din categoria asta, ci din cealaltă, prima de care spuneam. Sper că v-a fost de folos. Nu știu dacă e cel mai bun vlog al meu, în sensul că știu că nu am multe explicații să vă dau pe partea asta, însă vă spun cum le scriu eu și cum spune și domnul că este corect. Dacă puteți să le învățați ca atare, dacă vă puteți obișnui cu ele și puteți răsfoi acest mare dicționar din când în când, este ideal. Dacă nu, mai uitați-vă pe aici pe vlogurile mele sau pe alte canale asemănătoare, pentru că desigur sunt oamenii specializați în asta care fac mult mai des astfel de vloguri sau articole de genul acesta puteți găsi. Așa, o chestie care vi se pare așa oarecum amuzantă, nu știu cum să-i spun altfel, deci persoanele care scriu cuvinte românești despărțite prin cratimă, cum ar fi doc-liniuță-tul de la documentul, doc-liniuță-tele de la documentele. De ce ai face așa ceva? Deci, nu, n-are sens, adică e
Asta e cuvântul nostru, documentul, e al nostru. De ce crezi că este americanizat, englezesc? Nu, e al nostru, românesc. Avem și noi documente, nu doar ei. Documentul, documentele, se scriu legat. Nu prin cratimă, nu mai folosiți cratimă așa la orice chestie, la orice cuvânt. Aveți impresia că se pune cratimă. Deci mai bine îți scrieți un aibic greșit și să vă corecteze cineva decât să puneți doar așa că credeți voi. Nu credeți. Aici e problema, sunteți siguri că e corect. Nu credeți. Da. Eu sunt Roxana, mă bucur că ați fost și astăzi aici. Vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și click pe clopoțel pentru a vedea următoarele vloguri despre cărți în principiu. Asta cu limba română, așa, din când în când.